Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și continuăm cu subiectele zilei. Afacerile familiei Biden, scandalul care a aruncat în aer alegerile din America. Locul meu este acolo unde deranjez cel mai mult. Un citat din Paul Goma. Podul.ro a publicat un amplu material despre afacerile familiei lui Joe Biden, fostul vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui Barack Obama. Candidat în alegerile prezidențiale din America împotriva lui Donald Trump, Joe Biden este protagonistul unor dezvăluiri ample despre afacerile derulate prin intermediul fiului său, Hunter Biden, în țări precum Ucraina, Rusia și China. România are toate șansele să ajungă subiect de știre la nivel global. Publicația amintită promite un serial amplu. Eu vă prezint azi primele două episoade. Un scandal care a aruncat în aer campania electorală din Statele Unite și care îi poate compromite lui Joe Biden șansele să câștige funcția de președinte al Statelor Unite. Azi vă prezentăm afacerile familiei Biden din Ucraina. Pe 14 octombrie 2020, The New York Post a publicat un articol cu titlul "Un e-mail bombă cu ceas dezvăluie modul în care Hunter Biden l-a prezentat pe omul de afaceri ucrainean tatălui vicepreședinte." Publicația a scris că Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care candidează împotriva lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, le-a dat o copie a laptopului lui Hunter Biden pe 11 octombrie 2020. Ziarul a fost alertat inițial despre existența acestor informații de către Steve Bannon, fost colaborator apropiat al lui Trump și fost editor șef al Breitbart News. Potrivit New York Post, e-mailul a fost trimis de un membru în Consiliul de Administrație al Burisma, Vadim Pozarski, în aprilie 2015. Burisma este cea mai mare companie privată din domeniul energetic din Ucraina. În 2014, Hunter Biden a intrat în Consiliul de Administrație al companiei și a stat până în aprilie 2019, când a decis să iasă din afacere. În acest interval, Joe Biden, tatăl său, era reprezentant al administrației președintelui Barack Obama în relațiile Statele Unite-Ucraina. E-mailul dovedește că Hunter Biden i-a aranjat lui Pozarski o întâlnire cu tatăl său, Joe Biden, la acea vreme vicepreședinte al Statelor Unite. Conținutul compromisător este următorul. Dragă Hunter, îți mulțumesc că m-ai invitat la Washington, D.C. și mi-ai dat ocazia să-l cunosc pe tatăl tău, cu care am petrecut ceva timp împreună. E cu adevărat o onoare și o plăcere. The New York Post a publicat și un al doilea e-mail trimis de Pozarski în 2014 lui Hunter Biden și Devon Archer, partenerul său de afaceri și el membru în Consiliul de Administrație al Burisma. În mesaj, Pozarski le-a cerut sfatul în legătură cu modul în care și-ar putea folosi influența pentru a ajuta Burisma să iasă dintr-o situație în care diferite agenții guvernamentale ucrainiene încearcă să extragă bani de la companie. Pozarski nu i-a cerut în mod expres lui Hunter Biden să apeleze la tatăl său, vicepreședintele american Joe Biden. În afară de e-mail-uri, articolul din The New York Post a inclus fotografii de pe hard disk-ul laptopului lui Hunter Biden și capturi video în care acesta doarme având lângă el o pipă folosită la consumul de droguri. Saga a început în aprilie 2019, când Hunter Biden a dus 3 laptopuri la reparat la un service de computere din statul de reședință al familiei Biden, Delaware. Laptopul fusese deteriorat în urma contactului cu apa. Proprietarul serviciului, John Paul McIsaac, este un fost veteran. 2 laptopuri au fost reparate pe loc. Hard disk-ul celui de-al treilea a rămas la service. După 2 zile, Hunter Biden a adus la service o tastatură care să ajute la repararea hard disk-ului. După reparație, Hunter Biden nu a mai venit să ridice device-ul. Nu a mai răspuns la telefon, nu a plătit reparația. Proprietarul serviciului i-a povestit lui Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, că fiul vicepreședintelui Statelor Unite era sub influența băuturilor alcoolice. Din relatările lui McIsaac, starea de ebrietate a lui Hunter Biden era atât de avansată încât nu putea nici să-și pronunțe numele. E foarte posibil ca fiul fostului vicepreședinte al Statelor Unite să fie uitat unde a adus laptopul. Pentru că nu a fost ridicat timp de 90 de zile, laptopul a fost considerat abandonat și a intrat în posesia proprietarului serviciului, în baza unui contract semnat la predare de însuși Hunter Biden. După ce a așteptat câteva luni, John Paul McIsaac s-a dus cu hard disk-ul la FBI, speriat de ce a găsit în el.
FBI-ul nu a mișcat un deget, a refuzat să închideze speța, laptopul fiind în proprietatea biroului și în prezent. McIsaac a făcut însă mai multe copii ale informațiilor de pe hard disk-ul lui Hunter Biden. Două copii le-a dat unor prieteni pentru a le publica în caz că va fi omorât, deoarece se temea de acest lucru. Apoi le-a scris unor politicieni republicani mai multe scrisori în care informa că este în posesia unor documente compromițătoare despre familia Biden. Mii, poate zeci de mii de mesaje text, e-mail-uri, fotografii și așa mai departe. Unul dintre cei care i-au răspuns a fost avocatul lui Rudy Giuliani, Robert Costello. Acesta a verificat informațiile și legalitatea obținerii harddiscului. Informațiile se referă la întâlniri de afaceri nedeclarate, bani, contracte, dar și la viața personală a familiei Biden. De pildă, într-un mesaj către tatăl său, Hunter îi spune că este dependent de droguri. Informație de notorietate publică, având în vedere că în urmă cu câțiva ani a fost dat afară din marină din cauza consumului de stupefiante. Într-un mesaj către fiica sa, Hunter Biden scrie că susține familia Biden de 30 de ani și că jumătate din banii săi merg la tatăl său. De banii strânși de pușculița Hunter beneficia nu numai tatăl său Joe, ci și fratele său James Biden, cumnata Sarah Biden și nepoata Naomi Biden. Practic, aproape toată familia Biden e prinsă în acest scandal. Joe Biden a fost acuzat că în 2016, în timp ce era vicepreședinte al Statelor Unite, a făcut presiuni asupra autorităților ucrainene să-l demite pe procurorul general de la acea vreme, Victor Shokin, care investiga Burisma, compania pentru care lucra fiul său Hunter. În 2019, au fost dezvăluite public informații despre un telefon pe care președintele Donald Trump l-a dat președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, proaspăt ales la acea vreme, în care i-a cerut să investigheze afacerile familiei Biden din țara sa. Democrații l-au acuzat pe Trump că a presat ilegal autoritățile ucrainiene pentru a le convinge să contribuie la compromiterea rivalului său în alegeri. Din acest motiv l-au pus sub acuzare în Camera Reprezentanților și au încercat să-l demită pe actualul președinte. Majoritatea republicană din Senat a împiedicat acest lucru. Donald Trump a negat în permanență că ar fi făcut ceva greșit în relația cu Kievul. Trebuie spus că până în momentul de față nu a fost dovedită nicio activitate criminală a familiei Biden, nu au apărut dovezi directe că Joe a făcut ceva concret pentru a aduce beneficii fiului său Hunter. Scandalul a ridicat o serie de întrebări cu privire la potențialele conflicte de interese. Un înalt oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite a exprimat astfel de îngrijorări încă din 2015. O anchetă a parlamentarilor republicani a ajuns la concluzia că munca lui Hunter Biden pentru firma ucraineană este problematică, dar nu a găsit dovezi că politica externă a Statelor Unite a fost influențată de aceasta. Nici împotriva Burisma nu s-au dovedit acuzații penale. În 2017, compania a transmis că toate procedurile legale și acuzațiile penale în curs împotriva acestea au fost închise. Anul trecut, Yuri Lutsenko, succesorul lui Victor Shokin în funcția de procuror general, a declarat pentru BBC că nu există niciun motiv pentru a investiga familia Biden în conformitate cu legea ucraineană. În octombrie 2019, avocații lui Hunter Biden au declarat că acesta a întreprins activități comerciale în mod independent pe care nu a considerat potrivit să le discute cu tatăl său și nici nu a făcut-o. Hunter Biden a declarat revistei The New Yorker că în singura discuție în care i-a menționat tatăl său numele Burisma, acesta a spus: sper că știi ce faci. Ironic, anul trecut Joe Biden a declarat că dacă va fi ales președinte al Statelor Unite, nimeni din familia sa nu va ocupa un loc de muncă sau nu va avea o relație de afaceri cu o corporație străină sau un guvern străin. România are toate șansele să ajungă subiect de știre la nivel global. Afacerile din țara noastră, ale lui Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte al Statelor Unite Joe Biden, urmează să fie dezvăluite în zilele următoare. Șeful administrației prezidențiale a Statelor Unite, Mark Meadows, a declarat marți la Fox News că o parte din banii care par să curgă către familia Biden provin, în general, din România, din Ucraina și din China. Cred că în zilele viitoare veți vedea și o conexiune românească, a spus Meadows. Jurnalista Elizabeth McDonald, gazda emisiunii de la Fox News, a insistat: ați vrut să spuneți Rusia și nu România. Rusia, Ucraina și China sunt în scandalul traficului de influență făcut de Hunter Biden. Este România noua țară de pe listă?
Meadows și-a întărit răspunsul inițial. M-am referit la România, deci cred că în zilele viitoare veți vedea și o conexiune românească. În trecut, Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, a lansat în mai multe rânduri acest avertisment, ultima dată zilele trecute odată cu izvucnirea scandalului din jurul laptopului lui Hunter Biden. România va deveni mai mult ca sigur o miză în lupta politică din Statele Unite ale Americii, datorită legăturilor dintre fostul vicepreședinte al Statelor Unite și omul de afaceri Puiu Popoviciu. Hunter Biden e bănuit că s-a implicat în afaceri dubioase, cel mai probabil din domeniul imobiliar, folosindu-se de influența tatălui său pe vremea când acesta era vicepreședinte în administrația lui Barack Obama. Informații despre legăturile românești ale lui Hunter Biden au fost publicate în urmă cu un an, pe 25 octombrie 2019, de cotidianul The New York Times. Articolul se bazează pe o serie de declarații ale lui Rudolph Giuliani referitoare la afacerile lui Biden Jr. din țara noastră. Hunter Biden a încercat să-l ajute pe omul de afaceri român Puiu Popoviciu să scape de acuzațiile de corupție cu care se confrunta. Eforturile lui Donald Trump și ale lui Rudolph Giuliani, avocatul său de a presa Ucraina, să investigheze familia Biden, au dus la declanșarea unei anchete parte a procedurii de impeachment. Rudolph Giuliani a avertizat că va deschide un nou front împotriva fostului vicepreședinte Joseph Biden. Este vorba de ce a făcut Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, pentru un bogat om de afaceri român acuzat de fapte de corupție. Problema este că Giuliani a participat la efortul de a-l ajuta pe același om de afaceri și a fost băgat în această afacere de lui J. Free, fostul director al FBI, apropiat al lui Hunter Biden, scria The New York Times. Cotidianul a punctat faptul că Giuliani și fiul lui Biden au fost în aceeași tabără, chiar dacă nu în același timp, iar eforturile lor de a-l ajuta pe Puiu Popoviciu au contrastat cu eforturile Statelor Unite, inclusiv ale fostului vicepreședinte Joe Biden, de a încuraja lupta anticorupție din România. Ce a dezvăluit însă The New York Times? Hunter Biden, avocat de profesie, l-a ajutat pe omul de afaceri român, Gabriel Puiu Popoviciu, în 2015, în vremea în care tatăl său era vicepreședinte al Americii, să se apere de acuzațiile de corupție pe care i le aducea DNA-ul. În 2016, Puiu Popoviciu a fost condamnat în primă instanță la 9 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu și dare de mită în dosarul Ferma Băneasa, în legătură cu un preț subevaluat al unui teren de 224 de hectare al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, USAMV din București, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului și de aproape 620 de milioane de lei USAMV. Popoviciu a fost condamnat definitiv pe 2 august 2017 la 7 ani de închisoare cu executare. A fugit însă în Marea Britanie, unde în prezent încearcă să evite extrădarea în România pentru a executa pedeapsa. În preajma condamnării din 2016, Hunter Biden l-a cooptat pe Louis Free să-l ajute cu dosarul lui Puiu Popoviciu, au declarat New York Times 4 surse care aveau cunoștință de acest demers. Ulterior, Free l-a contactat pe Giuliani cu același scop. În 2018, avocatul lui Donald Trump a criticat România pentru modul în care decurge lupta anticorupție și a cerut amnistie pentru cei condamnați în baza unor proceduri nedemocratice. Implicarea lui Giuliani a venit după ce Hunter Biden s-a retras din această afacere, au susținut surse apropiate familiei Biden citate de New York Times. George Messier, unul din avocații lui Hunter Biden, a reclamat faptul că clientul său nu a discutat despre cazul lui Puiu Popoviciu cu tatăl său, cu care de altfel nu a vorbit nici despre eforturile anticorupție ale României și nici despre vreun alt subiect legat de țara noastră. Angajarea de către Popoviciu a unor americani bine conectați la Washington a fost un efort de a folosi importanta relație strategică româno-americană în fața autorităților din România, a explicat tot pentru New York Times Heather Conley, oficial al Departamentului de Stat pe probleme europene și eurasiatice între 2001 și 2005. Hunter Biden a acceptat să lucreze pentru Puiu Popoviciu în vremea în care acesta era anchetat de DNA, iar campania anticorupție era sprijinită de tatăl său, vicepreședintele de la acea vreme al Statelor Unite, dar și de alți lideri occidentali. Într-un discurs din mai 2014 adresat politicienilor de la București, Joe Biden a caracterizat corupția drept un cancer care mănâncă din credința cetățenului în democrație.
și poate reprezenta un pericol clar și prezent nu numai pentru economia unei națiuni, ci și pentru securitatea națională. La aproximativ 2 ani după acel discurs, Puiu Popoviciu a fost condamnat într-un dosar deschis de DNA. The New York Times dezvăluie că în 2015, înainte de prima sa călătorie în România, Hunter Biden s-a întâlnit cu ambasadorul român în Statele Unite, George Mayor, în ambasada țării noastre de la Washington. Întâlnirea a fost confirmată de două surse. Hunter Biden a subliniat că a întreprins călătoria în calitate de cetățean privat și nu l-a menționat în mod expres pe Popoviciu sau cazul său, a povestit New York Times, una dintre sursele participante la întâlnire. Așadar, se pare că George Mayor nu ar fi fost informat în legătură cu scopul călătoriei în țara noastră a fiului lui Joe Biden. Cel puțin așa susține New York Times. Cotidianul american a mai relatat că la un moment dat Hunter Biden l-a contactat și pe Mark Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite în România în timpul primului mandat al președintului Barack Obama, pentru a-l ruga să expună lui Louis Free, fost director al FBI, cazul lui Puiu Popoviciu, după cum a relatat o sursă care a avut acces la conversație. George Messier, avocatul lui Hunter Biden, a recunoscut că acesta l-a trimis pe Puiu Popoviciu atât la firma de avocatură Boa Schiller Flexner, la care lucra pe atunci Hunter Biden, cât și la firma lui Louis Free, compania Free Group International Solutions. Puiu Popoviciu a angajat ambele firme, potrivit informațiilor furnizate New York Times de patru surse apropiate acestor aranjamente. Omul de afaceri român nu a putut fi contactat de jurnaliști de peste ocean pentru a face comentarii pe marginea acestui caz. De asemenea, firma Boa Schiller Flexner a refuzat să comunice cu New York Times. La un moment dat, Hunter Biden a renunțat la cazul lui Puiu Popoviciu și l-a cooptat pe Louis Free, precizează articolul din New York Times. Firma lui Free a început să lucreze pentru omul de afaceri Puiu Popoviciu în iulie 2016, la scurt timp după ce acesta a fost condamnat în primă instanță. Domnul Free a examinat dosarul lui Puiu Popoviciu cu o echipă de procurori pensionari și ex-agenți ai FBI. Echipa a concluzionat că există numeroase deficiențe de fapt și de drept. Domnul Free a solicitat autorităților române să reevalueze cazul și să obțină un alt rezultat. Nu s-a întâmplat asta. Domnul Popoviciu a fost arestat la Londra la scurt timp după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat în 2017 decizia primei instanțe și l-a condamnat la 7 ani de închisoare cu executare. El a ieșit pe cauțiune și luptă în justiția britanică să nu fie extradat în România, scrie New York Times. Acum 2 ani, Free a solicitat lui Rudolph Giuliani, un vechi partener al său, a cărui campanie prezidențială din 2008 i-a susținut-o financiar, să-l ajute în eforturile sale din România. În august 2018, pe când era avocat personal al lui Donald Trump în dosarul interferenței rusești în alegerile prezidențiale americane, Giuliani a scris președintelui României, Klaus Iohannis, o scrisoare în care a criticat România pentru lupta anticorupție și a cerut amnistierea celor condamnați pe nedrept. De această amnistie ar fi beneficiat și Puiu Popoviciu, pe care Giuliani nu l-a menționat explicit în scrisoare. Giuliani, care deseori este prezentat de mass media drept un reprezentant al lui Donald Trump, ne-a spus că și-a bazat scrisoarea pe un raport al firmei de consultanță Free Group International Solutions, au scris la acea vreme jurnaliștii de la Politico. Ei mi-au plătit onorarul, a spus Giuliani acestora, referindu-se la Free Group. Potrivit Politico, avocatul a refuzat să precizeze despre ce sumă este vorba sau dacă a fost angajat în numele vreunui client respectiv al lui Puiu Popoviciu. Scandalul din Statele Unite dintre Donald Trump și Joe Biden, în care a fost caducat și numele României, poate avea legătură și cu fostul ambasador al Statelor Unite în România, Mark Gitenstein. Acesta a fost mâna dreaptă în Senat al lui Joe Biden Senior și în prezent face parte din boardul Fundației Biden. Atât vicepreședintele Biden, cât și eu, aveam totală încredere în procurorii anticorupție din România și am făcut tot ce ne-a stat în putință să-i sprijinim în timpul mandatului nostru și după aceea, a spus el, citat de New York Times. Mark Gitenstein a fost ambasador al Statelor Unite în România până în 2013. A fost numit în funcția de președinte al Comitetului Reprezentanților din cadrul Fondului Proprietatea, entitatea care gestionează acțiunile companiilor din România și care a conlucrat în mod direct cu Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ANRP. Numirea lui, apropiat al familiei Joe Biden la Fondul Proprietatea, a fost, conform unor surse, rezultatul unei puternice operațiuni de lobby
pe lângă președinția României și pe lângă guvernul României din acel moment. Administratorul unic al fondului proprietatea, care se ocupa și de administrarea fondului de investiții alternative, era grupul financiar internațional controlat de americani, dar cu sediul la Luxemburg, Franklin Templeton International Services SRRL, partea concernului Franklin Incorporated. Întâmplător sau nu, grupul Franklin Templeton a achiziționat tot în anul 2013, când ambasadorul Mark Gitenstein era numit în fondul proprietatea 20% din datoria externă a Ucrainei. Franklin Templeton a achiziționat atunci obligațiuni de stat ucrainiene în valoare de 5 miliarde de dolari. Mark Gitenstein a ocupat funcția de președinte al Comitetului Reprezentanților din fondul proprietatea până pe 29 septembrie 2019, când i-a expirat mandatul. Articol preluat de la publicația online podul.ro. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!